Și simplu, logic vorbind, este uh, o poziție care nu poate fi, nu, e defensi, nu, nu poți ca să ai o apărare a acei poziții, pentru că dacă tu zici, și explicam ideea logică, ca să spun că eu știu că există un lucru, am nevoie de cunoștința acelui lucru. Dacă eu zic că știu că există sticla asta, eu doar trec ca să am cunoștința acestei sticle, adică, uite, am pus mâna pe ea, da, și știu că există această sticlă. În schimb, ca tu să spui că ceva nu există, în mod cert, 100%, nu trebuie să ai cunoștință doar acelui obiect, ci trebuie să ai cunoștință infinită. Realmente trebuie ca să poți cunoaște tot ceea ce s-ar putea cunoaște. Păi poate sticla nu este aici, poate sticla este la mine acasă, poate sticla este la birou, poate sticla este în centru, pe platou. Ai fost în toate lucrurile astea să-l verifici? Nu. Ca să spui cu certitudine că sticla care eu o descriu, poate sticla că e aici, la învon, da? Nu există, tu trebuie să ai o cunoștință infinită ca să spui cu certitudine totală. Da? În schimb, să spui cu certitudine că ceva există, trebuie să ai dovezi și cunoștințe doar despre obiectul sau persoana în cauză. Da? Logic. n are nicio treabă cu Dumnezeu. Poți ca să substituți Dumnezeu cu sticlă sau cu telefon sau cu o cifră, da? dacă facem logic matematic. Deci, logic vorbind, nu religios, nu teologic, cunoștința că un lucru nu există în mod cert, fără îndoieli, necesită o cunoștință infinită.